Fetița în vârstă de 12 ani, care în cursul săptămânii trecute a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada în fugă printr-un loc nepermis la Lețcani, s-a stins din viață în noaptea de luni spre marți. Aceasta se afla internată la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, cu mai multe traumatisme foarte grave. După accident, fetița a intrat în stop cardio-respirator, ulterior fiind intubată și ventilată mecanic și transportată la spital. Fetița mergea spre școală în momentul în care a fost lovită de o mașină care se îndrepta către Iași.